Cineva a făcut bani grei din criză sau bani ușor, dacă vreți. Șefii industriei filmelor pentru adulți spun că de 2 ani vânzările au crescut spectaculos și au mărit substanțial profiturile. Recesiunea i-a învățat pe actori că se pot mulțumi și cu bani mai puțini, mai ales că tot mai mulți șomeri luptă acum să le ia locul. Recesiunea aduce prosperitate, se laudă producătorii din industria de profil. În primul rând, costurile sunt mai mici, mai ales onorariile actorilor. Candidații ce bat la ușă nu cer bani mulți. And I didn't even know what I was thinking, but I was just uh, going through a really bad. <laughs> I was so broke. I get everyone from accountants, dental assistants, librarians, teachers. I had a girl who worked at Walt Disney World. Cei care intră în braslă nu se plâng totuși de bani. Pentru un film un actor poate câștiga de la câteva sute de dolari la câteva zeci de mii de dolari. Asta în funcție de experiență ori vânzări. În Statele Unite sunt peste 200 de companii implicate în industria filmelor pentru adulți. Anual produc cam 11.000 de filme, iar câștigurile însumate depășesc 13 miliarde de dolari.